Păi la ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de întroabă și după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Bun găsit, dragi prieteni, suntem încă în așteptarea știrilor, a informațiilor, pentru că deși am avut un weekend plin de fotbal, știri sunt puține vis-a-vis de lumea sportului și cu atât mai puțin vis-a-vis de lumea sportului românesc, unde aproape nu s-a întâmplat nimic în afară de rezultatele brute. Octavian Belu va candida pe 29 mai pentru funcția de președinte al Comitetului Olimpic Sportiv Român, într-o bătălie care se spune este câștigată dinainte de amicul fostului președinte de acum, Octavian Murariu. Probabil că această candidatură a lui Octavian Belu va mai încinge și ea un pic apele sau atmosfera acolo. Dar jocurile păreau să fie făcute, cel puțin la un moment dat, pentru tovarășul Petrache de la Federația Română de Rugby, un fost securist, un personaj destul de influent acolo, care i-a fost pe plac la un moment dat lui Octavian Murariu, era mâna lui dreaptă. Încrengătura asta de prietenii și cumetrii, sigur că e valabilă în toate resorturile sportului românesc. Mai avem însă mai bine de o lună până la evenimentul despre care vorbim. Depunerea candidaturilor poate să continue. E interesant așa prezența pe această listă logică până la urmă a lui Octavian Belu, care este un nume și până la urmă un personaj central al sportului românesc. Acolo mai degrabă e vorba de solemnitate la COSR. Trebuie un nume care să federeze în jurul lui, care să aibă un ecou în străinătate, care să însemne ceva în sportul țării respective, cum la un moment dat a fost și Ion Țiriac. Adică un personaj cunoscut, un personaj care să inspire încredere și care să-i facă pe cei din jur să știe că au un șef nu numai suspus, dar unul cu o anumită ținută în lumea sportului. Așa, Octavian Belu ar caracteriza pe undeva această trecere în revistă a calităților și prestanței unui astfel de conducător. Numele lui parcă s-ar potrivi mai bine la COSR decât al lui Petrache. În rest, vești, spuneam, foarte puține. Gigi Becali ar fi intrat începând de astăzi într-un regim de detenție deschis, aflăm de pe internet, și anume în localitatea Ovidiu, lângă Constanța, unde ar munci începând de astăzi la birou aproape toată ziua, de dimineața de la 7 și până seara, cu probabil clasicele pauze de masă, la Academia lui Gică Hagi, situată, să spunem așa, nu departe de penitenciarul Poarta Albă, unde Gigi este adus noaptea ca să repușcărească, adică să se culce în pușcărie. Condamnarea sa la 3 ani și 6 luni de închisoare este încă departe de a se fi încheiat. Gigi va împlini în curând un an de la încarcerare, pe data de 20 mai, să face anul. Păcat că știrile sunt trunchiate, vădit bombastice în ele. Dacă intrați și citiți, o să înțelegeți că Gigi a scăpat de pușcărie. Nu este decât o consecință firească, până la urmă, și spunem noi logică, a sistemului de condamnare, sistemului judiciar din Uniunea Europeană, el nefiind încadrat la o abatere deosebit de gravă, pentru că n-a comis nicio crimă, n-a fost violator, nu este unul care să fi subminat economia națională, este doar un simplu hoț, un borfaș oarecare, practic un găinar, Gigi Becali,
E adevărat, unul de rang, pentru că de furat a furat foarte mulți bani, dar asta într-adevăr nu îl împiedică să stea într-un regim deschis, mai ales după ce iată a trecut un an de pușcărie în care n-a avut parte de acest regim. Mi se pare normal să se ducă acolo, numai că în loc să dea cu sapa, se pare că va sta mai mult la birou, unde, e adevărat, n-are ce să facă, pentru că el n-a fost niciodată un om de birou, să stea la sacou sau cum, să-și frece mâinile de birou și să facă ce. Dar oricum, acest regim de detenție, acest gen de a efectua condamnarea, până la urmă era inevitabil în cazul lui, la câte cereri a tot făcut, măcar asta a fost aprobată. Ideea este că nu se poate plimba, este deplasat cu duba în locul respectiv, adică în localitatea Ovidiu, vecină cu Constanța, unde ar avea sediu Academia Logică Hagi și unde el ar trebălui pe acolo prin niște sertare. Tot o plictiseală e. Mare diferență, nu? Doar că este scos în fiecare zi și dus la această muncă. Nu știu dacă și în weekend se aplică, habar n-am, informațiile sunt lapidare și făcute special doar ca să te pună să le dai click, să citești un pic. Chiar mai devreme mă gândeam ce dezastru pentru România în ziua în care presa scrisă va bascula în online. Va fi o catastrofă din momentul ăla, nu numai despărțirea de print, cu care începem să ne obișnuim și care este, spuneam, până la o consecință logică a vremurilor. Asta se întâmplă peste tot și în Occident nu este un handicap. Că te poți abona în continuare, citești presa pe calculator, ai aceiași informații pe care aveai și în ziar. Din păcate, la noi nu e așa. Pentru că în ziar, vrând nevrând, oricât ar fi titlul de bombastic, tu sub titlu vezi și conținutul materialului și îți cam dai seama despre ce e vorba acolo, dintr-o privire sau două. Pe când pe online nu. În alte părți nu se întâmplă așa ceva. Sigur că ai noștri nici nu se pricep în general, cei care lucrează la presa online nu sunt ziariști, foarte puțini dintre ei, și doi, nici nu se pricep să-și ducă mai departe meseria. Ei de dragul doar a unui anunț șoc, a unei informații false bazate pe un pic de panică și de a-i stimula cititorului glandele salivare, văzând că, uite mă, apare în titlu ceva ieșit din comun, sau pur și simplu titlul spune cu tremurător, așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată. Vezi ce decizie s-a luat, e capitală pentru țară, gata, nimic nu va mai fi ca până acum. În știre nici nu se vorbește despre ce se scrie în titlu. Pe când, asta spun, în presa tipărită nu puteai să minți în halul ăsta. Textele erau, hai să spunem, mincinoase sau prost făcute, dar nu puteau să se îndepărteze foarte mult de o logică, fie a titlului, fie a informației în sine. Pe când aici n-au nicio legătură. Ele sunt făcute doar pentru a clica pe ele și a face trafic. Deci noi vom ajunge, din păcate, de la această presă lamentabilă pe care o avem astăzi pe print, pierdută pentru vecie calitatea informației sau a calitatea comentariului, vom ajunge la o presă online care nu se bazează nici măcar pe a informa. Deci nu mai poate fi numită presă. Este pur și simplu gogoașă. Dai pe o, clichezi cu șoricelul ăla pe un titlu și acolo nu este nimic. Dai peste o reclamă, probabil, care te trimite într-o altă reclamă, unde după aia te aruncă într-un alt site. Se întâmplă foarte des chestiunea asta. Și de acolo mai ieși dacă mai poți. Sau sunt trei rânduri de știre unde ți se spune că nu s-a întâmplat nimic. Vezi cazul lui Cristi Borcea. Ce veste teribilă, da? Nu s-a întâmplat nimic. Cristi Borcea a făcut o cerere de întrerupere a pedepsei la sfârșitul săptămânii trecute. Astăzi i s-a dat răspunsul că este cererea de neprimit. Practic este inacceptabilă formularea sa. Va rămâne în continuare în pușcărie. N-are niciun motiv de altfel temeinic, legal, Cristi Borcea să facă o astfel de solicitare, dar sigur că a făcut-o pentru că de-aia are avocați, de-aia avocații lui sunt plătiți, la fel au făcut și frații Becali, bineînțeles că le-a fost respinsă, nu are nicio șansă să iasă din pușcărie mai repede de 3-4 ani, la ce pedeapsă au primit, 6 ani și 4 luni cu executare. Toată lumea știe că sunt vinovați, judecătorii și-au dat seama,
au motivat acest lucru, deci ei orice cerere vor face de aici înainte de ieșire, n-au nicio șansă să iasă. Da? Așa că nu era ce surpriză să fie în cazul ăsta. La Adrian Năstase, iarăși, mare, că ar putea Adrian Năstase să renunțe la cetățenia română. Păi sigur că nu va renunța. A fost aproape să se împuște și nu s-a împușcat. Și Adrian Năstase este un laș. Cum să renunțe la cetățenia română? Ca să devină cetățeanul cărei țări? Apatrid? Sau ce să fie? Unde să se ducă Adrian Năstase? Evident că nu va renunța niciodată. Dar are această posibilitate de a lansa în eter ca o măsură de frondă, de maximă răzbunare, de nu știu, de revoltă personală, ideea asta. Dar râde omenirea de el. Și Adrian Năstase nu trăiește într-o dictatură, el a fost condamnat în urma abuzurilor, falsurilor, hoțiilor pe care le-a făcut nenumărate. Tocmai s-a cerut astăzi un spor de un an de pedeapsă în cazul lui. Foarte posibil ca acest lucru să fie acceptat de judecători, pentru că oricum e vorba de comasarea celor două pedepse principale în cazul Zambaccian și în celălalt proces al lui, îmi scapă numele acum al dosarului, deci două dosare beton pentru care a fost condamnat. El fâlfâie acum această posibilă răzbunare față de lume și a jucăriile Adrian Năstase și pleacă nu știu unde. Renunță la cetățenia română. Nu există nicăieri cineva în Occident să fi condamnat vreo secundă condamnările lui Adrian Năstase. Și este o frondă inutilă, tu ești condamnat definitiv, nu mai ai nicio șansă să scapi, nu mai poți să faci niciun apel, nici măcar la CEDO, nici unde, nici aia nu poți să treacă peste o hotărâre de justiție în propria ta țară, eventual poți să recomande, dar justiția nu este obligată să ia în calcul așa ceva. Deci toată lumea știe că el este vinovat, că își va ispăși pedeapsa și el vine și face pe nebunul că renunță la cetățenia română. Și dacă ar renunța, este problema lui, ar ieși pe ușa din dos, nu numai a politicii, dar și a vieții sociale din România, ca unul care cum a dat de greu și a și trădat definitiv țara. Chipurile nu mai merită nimeni în această națiune și atunci el a hotărât să-și facă el dreptate în felul lui. Nici vorbă de așa ceva. El nu este un condamnat politic, nu este un condamnat întâmplător, nu este o greșeală judiciară faptul că el a ajuns acolo. Da? Absolut toate sunt la locul lor. Dacă ar fi fost o greșeală, s-ar fi făcut presiuni din Occident, măcar cum a fost, de exemplu, condamnarea în Ucraina a Iuliei Timoșenko, care avea un iz politic evident, deși Iulia Timoșenko avea și ea bubele ei și sigur că putea să fie condamnată, dar trecerea ei după gratis s-a făcut evident și cu un ordin politic, ceea ce nu este deloc cazul la Adrian Năstase. Adrian Năstase nu este un condamnat politic în niciun punct de vedere. Dar pentru că astăzi poți să spui ce vrei tu, vii și o tragi pe turta asta că te-a băgat nu știu ce regim în pușcărie. Nu, evident că după ce nu mai ai imunitatea unui om politic de primă mână, poți să fii adus în fața justiției. Dacă ești găsit vinovat, ești condamnat, n-ai nicio legătură aici regimul în care se întâmplă lucrurile astea. Vedem de altfel că și oamenilor din fotbal și multor altor inamovibili li s-a întâmplat acest lucru. Bun, asta ar fi apropo de chestiunile judiciare. Becali, Borcea și Adrian Năstase au fost pe prima pagină a acestor afaceri astăzi, fără ca asta până la urmă să schimbe foarte mult cursul lucrurilor, că nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun în cazul niciunuia dintre ei. Aflăm că Gigi ar pleca la muncă dimineața cu încă 22 de deținuți. Asta poate să fie numită muncă. Vedem cât o să și dureze chestiunea cu Academia. E vorba și de comportament acolo. E vorba și de modul în care el va face ceva sau nu, pentru că altfel probabil că va fi adus din nou în celulă. E un lot de 23 de deținuți, 22 plus Becali, care prestează pentru firma SC Viitorul S.A.
A ajuns așadar muncitor Gigi Becali, asta după ce Hagi ar fi sărit în ajutor în decembrie 2013, nu mai știu ăștia unii altora cum să își poarte de grijă. Probabil că și Hagi sfătuit de cineva, au intervenit și avocații, s-au făcut niște cereri și până la urmă iată că au reușit. Gigi pleacă, spuneam, la ora 7 dimineața la muncă, are o pauză de o oră de masă, la ora 17 se întoarce în penitenciar, deci are o zi obișnuită de muncă, alături de ceilalți 22 de deținuți. Fiecare 4 zile muncite constituie o reducere de o zi din totalul pedepsei. Păi nu ne-am făcut mari speranțe în cazul lui. Bine că se împlinește anul acum pe 20 mai. Foarte mult nu va mai sta în pușcărie. Maximum încă un an, după care are toate șansele să iasă din pârnaie. Bun, încet încet trecem și la actualitatea zilei, dar asta după o pauză. O să vorbim și despre ce s-a întâmplat în Liga 1, care sunt perspectivele pentru următoarele săptămâni și despre ce a fost în fotbalul internațional în acest weekend, pentru că în rest știrile sunt destul de rare. Pe metri pentru cei cu cernici. Suntem în direct, dragi prieteni, la Sport Total FM 105, 8, am fi spus mie, drag Belodedi, numai că nu i-a ieșit. Liga Profesionistă de Fotbal trimite un comunicat în atenția oficialilor, în atenția jurnaliștilor și chiar a microbiștilor fotbalului românesc pentru o idee cu play-off și play-out în Liga 1, în perspectiva timpului. Formula este testată în acest moment în Liga a doua, unde se desfășoară acest sistem. Este o idee care merge spre transparență, cred cei de la Liga Profesionistă de Fotbal, și în dorința suporterilor de a avea un fotbal mai competitiv și mai atrăgător. Mie mi se pare dimpotrivă. Mai greu e sistemul de play-off și play-out, ci absolut inutil. Și o să și explic de ce, pentru că dacă tot este adresată și jurnaliștilor și microbiștilor, s-ar putea să mă încadrez măcar la una din astea două categorii. Deci, este un fel de dezbatere publică pentru toți cei care iubesc fotbalul românesc, se specifică în comunicatul Ligii Profesioniste de Fotbal. Aceasta, deși obtuză ca idee și ca sistem, transpunând că este deschisă oricăror opinii cu condiția ca ele să fie decent formulate. Ce ziceți de pildă despre un sistem competițional cu play-off și play-out? Cum credeți că poate fi stopată violența pe stadioane și în jurul acestora? Și toate aceste propuneri să fie comentate până în scris, de preferință, până la 20 mai 2014 pe adresa de e-mail a Ligii Profesioniste de Fotbal sau pe Facebook. 20 mai 2014, când se va împlini un an de la încarcerarea lui Gigi Becali. Mi se pare în primul rând sistemul greoi, pentru că la 34 de etape cât are campionatul, să treci la un sistem de play-off și play-out mi se pare prea mult. Deci asta ar fi prima chestiune. Atâta timp cât există 34 de etape, este inutil să mai adaugi altele, competiția fiind și așa destul de ștearsă, destul de anostă, cu aceleași echipe, că doar nu joacă Barcelona și Real Madrid dintr-o dată în play-off sau în play-out. Joacă aceleași echipe, este clar că e imposibil. Ar fi mult mai multe meciuri și așa echipele nu fac față unui sistem competițional complet. Deci, cred că toată lumea înțelege că n-am avea nicio plăcere. Pe lângă asta, după mine, 34 de etape sunt suficiente ca să stabilești un clasament. Nu sunt 10 etape sau 12 să spui că nu e suficient pentru a se delimita sau de a se întocmi corect un clasament. Că grecii sau belgienii recurg la un astfel de sistem, deși au un campionat cu multe echipe, la fel ca și noi, și Belgia are tot 18 echipe în prima ligă, la care la sfârșitul campionatului se adaugă sistemul de play-off și de play-out, nu înseamnă că este o idee bună. Nu văd cu ce reușește acest
sistem să modifice în bine ierarhiile, că le modifică, mi se pare chiar greșit. Adică mi se pare aiurea să câștigi campionatul după 34 de etape și să-l pierzi în play-off. Pe de altă parte, a intra în acest sistem ar putea să determine echipele să nu joace până la capăt după modul corect. Adică, să zicem că intră, nu știu câte să fie, 6 echipe, dau un exemplu teoretic, în play-off, primele 6. Păi tu dacă știi că ai locul asigurat acolo și că play-off-ul ăla, nu știu cu câte etape, habar n-am, a mai putea să-ți modifice un pic ierarhia, n-ai mai trage. Te-ai mulțumit cu intrarea în play-off, după care ai spune, las că luptăm acolo. Ceea ce, încă o dată, mi se pare aiurea, pe atunci de ce să te mai lupți să devii campioană în sistemul regular, adică să termin pe locul întâi când poți să câștigi titlul și de pe 5 sau 6. Deci asta automat ar dilua competiția, nouă clar că nu ne-ar face bine. Trec la punctul 2. În momentul în care Liga 1 s-ar reduce și n-ar mai avea 18 echipe, ar avea 16 echipe sau 14 echipe sau 12 echipe, sigur că ar exista mai multe date libere și că potențial acest sistem ar putea să prindă contur. Da, până atunci trebuie renunțat la un număr de echipe. În momentul de față, pentru play-off și play-out în România, e clar că sunt prea multe. Nu văd cu ce ar fi mai dinamică competiția dacă niște meciuri care nici astăzi nu mai sunt derbiuri, că noi nu mai avem practic niciun derby în momentul de față, echipele nu mai au decât unele dintre ele, doar numele de altă dată, Timișoara, Craiova, Rapidu, chiar și Dinamo într-o bună măsură, nu mai sunt niște concurente, singura care a rămas este Steaua. În rest, fotbalul românesc nu mai are niciun reper. Este clar asta. Oricum am întoarce pe toate fețele această discuție, ajungem, dacă suntem oameni serioși și vedem în profunzime, la aceeași concluzie, că nu mai există niciun alt reper concret al fotbalului românesc. A murit și proiectul lui CFR, o echipă în agonie, literalmente, în acest sezon, locul 7 într-un campionat numai de ciurucuri, după 29 de meciuri, deci lamentabilă prestația celor de la CFR Cluj, care, dacă ne uităm un pic peste clasament, sunt la 18 puncte de locul 2. Deci o situație jalnică și la 24 de puncte de Steaua. Deci o fantomă. În proiectul ăsta murind, Dinamo, spuneam, a făcut mai mult figurație în acest campionat, că n-a combătut în lupta pentru titlul, n-a contat niciodată, nici măcar pe podium nu se află deocamdată, deși are un reviriment cu 4 victorii la rând. Este o echipă tânără, în formare, n-are practic nicio ambiție deocamdată. Astra și Petrolul mai mult conjunctural s-au clasat pe podium, sunt echipe unde există niște bani, unde există niște stadioane, unde există o anumită fervoare, dar locul lui este încoată, spun, o conjunctură. Da. O echipă antrenată de Florin Marin să ajungă pe locul al doilea al clasamentului este cam mult. Da, pentru că nimeni nu ocupa acest loc, a trebuit să poarte un nume și Astra. Deci nu e o situație pe care să putem conta și Astra nu este o echipă așa cum nici CFR-ul, nici Urziceniu, nici Oțelul Galați în ultimii ani n-au rezistat în pozițiile astea. Deci nu înseamnă mâine dacă Nicolae pleacă de la Astra, s-a terminat, nu mai e niciun proiect. Singura echipă care a rămas după toți anii ăștia să combată în continuare, cu bune și cu rele, este Steaua. Pentru asta nu avem nevoie de niciun play-off. Este limpede. Și cu atât mai puțin de play-out. Play-out-ul, că n-am vorbit până acum despre el, mi se pare absurd, întrucât sistemul competițional de retrogradare este bun. Avem 18 echipe și pică 4 direct, fără niciun meci de baraj. Deci este ok. Nu există nicio țară la nivel european care să aibă un sistem mai bun pe hârtie decât al nostru. Că din 18 să pice 4, mai mult de atâta nu există nicăieri. Decât în situații excepționale de forță majoră, când se reamenajează sistemul și atunci, prin pierderea unor echipe, vrei să renunți, faci o ligă din 20, o aduci la 18 sau din 18 o aduci la 16. Există un an în care se face această refontă, cum spun ei, adică o comasare a ligii întâi cu liga a doua și se pierde un număr de echipe și într-un an excepțional retrogradează mai multe. Dar la noi este deja
întipărită bine în memoria spectatorului și telespectatorului chestiunea asta, că de câțiva ani retrogradează ultimele patru. Deci nu văd care ar fi soluția, mai ales că sunt așa de multe echipe slabe, să mai joace și în play-out, când nu interesează pe nimeni. Ce atractivitate a fotbalului românesc? Păi mie îmi trebuie să joace Năvodariu cu Corona Brașov de patru ori în loc să joace doar de două ori? Nu. Mi-ajunge că joacă de două ori. Ideal ar fi să nu joace niciodată între ele. Să avem ca la ca la șah, pardon, în marile competiții, că mai țineți minte pe timpuri sistemele prin care în marile turnee de șah, unde participau foarte mulți concurenți, nu juca fiecare cu fiecare. Era un sistem aleatoriu, ca o tragere la sorți pe care o făcea un computer, și el repartiza, de exemplu, participau 96 de sportivi la un mare turneu în șah. Nu aveau cum să joace fiecare cu fiecare. Și atunci erau 10 etape, să zicem, în care din 96 de sportivi tu jucai cu 10. Sau cu 15, poftim, 15 etape, maximum. Cu restul nu jucai niciodată. Și la sfârșitul acestui sistem de 15 etape, să zicem, se făcea clasamentul final. Da? Deci un sistem aleatoriu de distribuire a partidelor, a duelurilor. Așa ar fi fost ideal, sigur, la fotbal nu s-a întâmplat niciodată, da. Deci, de ce să ne ducem spre un sistem cu 4 meciuri sau cu 6 meciuri între echipele care oricum nu atrag publicul? Și chiar dacă l-ar atrage, l-atrag de pomană, întrucât nu sunt niște meciuri de calitate. Astea ar fi, după mine, principalele criterii. Adică, la 18 echipe nu avem de ce să ne băgăm. Ne-ar complica sistemul și mai mult, mai ales că noi tindem acum și spre Cupa Ligii, care merită încercată, aduce niște bani cluburilor, aia este o chestiune, până la urmă, corectă. Dacă nu se aglomerează foarte mult, adică meciuri pe un singur stadion, o competiție care se sfășoară relativ repede, nu compune decât echipe de Liga 1, se poate merge pe sistemul ăsta o dată, de două, de trei ori, să facem un test. Dar să mai aglomerăm și cu play-off-ul și cu play-out-ul este inutil. Pe de altă parte, spuneam, dincolo de faptul că nu avem o competitivitate a sistemului, care nu știu cum ar putea să fie îmbunătățită, că astea sunt doar teorii. Sigur că dacă tu lucrezi în lumea fotbalului, tu ți impui asta, dar nu poți să reușești. La noi, în momentul de față, nu avem masă de jucători. Chiar dacă toate echipele astea cu nume s-ar regăsi în prima ligă, că se poate întâmpla. Intră Craiova, intră Rapidul, rămâne Timișoara, avem Steaua cu Dinamo, da, mai e un pic din Vaslui cât mai trăiește, rămâne CFR-ul, în fine, rămâne și Cluj, sunt câteva nume dintre astea în prima divizie. Nu avem masă de jucători, sunt prea multe echipe pentru a avea un astfel de sistem. Eu spun că dacă ar fi un campionat cu 10 sau 12 echipe, 12 echipe mai degrabă, s-ar putea impune acest sistem de play-off și play-out. Până la locul 6 să intre în play-off, de la locul 6 în jos, de la locul 7 în jos, de fapt, să fie în play-out. Lucru care se întâmplă în alte discipline. La basket era așa, la volei era așa, dar atenție mare, încă o dată, erau puține echipe. Și atunci, într-adevăr, mergea acest sistem. Primul rând că aveai timp. Dacă ai 12 echipe în campionat, este aproape necesar un astfel de play-off, play-out. Pentru că altfel termin campionatul prea repede, sau dacă îl termin la timp, ai prea mare spațiu între etape. Nu poți să joci odată la două săptămâni. E ridicol. Nu ajută nici echipele care joacă în cupele europene. Deci doar atunci ar putea să existe un astfel de sistem. Eu nu cred însă că el va dinamiza foarte mult asistența. Un pic da, pentru că în astea 12 echipe totuși ar fi concentrată oarecum crema competiției interne. Pentru difuzor, să spunem. Până la urmă, cu puțin, cu un 0,2-0,3, ar crește și audiența, având în vedere că joacă doar echipele concentrate între ele. Nu o să mai avem scap de 6 echipe din Liga 1, indiferent care sunt alea, dar de obicei echipele slabe rămân. Și ar fi o concurență mai mare. Și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere sportiv. Dar când se va întâmpla un sistem cu 12 echipe? Probabil niciodată. Deci nu văd care sunt motivele pentru care să trecem
la un astfel de sistem. Ba, încă o dată revin și cu asta trecem pe aia la un alt subiect. Mi se pare că ar mai perturba un pic buna desfășurare a competiției. Că măcar așa știi că etapele care se duc nu se mai întorc. Și că trebuie să iei puncte. Punctele pe care nu le-ai luat, nu le mai poți recâștiga ulterior. Pe când acolo nu-i deloc așa. Pentru că în play-off, în play-off-ul respectiv se poate pleca în urma rezultatelor dintre echipele care intră acolo. Deci poți să pierzi meciuri cu echipe care nu vor intra în play-off, după cum este acum situația în Liga a doua. Tu știi, mai sunt 5 etape, da? Tu ești, să zicem, Dinamo. Ești pe locul 4. Știi că play-off-ul va cuprinde 6 sau 8 echipe, câte vor fi. Ești asigurat cu intrarea în play-off. Joci cu o echipă care nu va intra în play-off. Îi dai meciul ălea. Da? Sigur, nici pentru aia nu contează foarte mult, pentru că dacă sistemul se menține și în play-out, nu contează rezultatele cu echipele din play-off. Dar nu contează, joci de pomană. Hai să zicem, nu-i dai meciul, da? Vii cu rezervele. Care este câștigul campionatului atunci? Niciunul. Vom avea foarte multe meciuri goale de sens, goale de conținut. Așa ar trebui pusă problema, nu să ne... Sigur că până să se ia o decizie mai este. Eu nu zic că este un prim pas, că ei fac o consultare, cei de la ligă, poate că nu este rău, dar nu știu dacă oamenii vor reuși să pună problema în mod corect. Dincolo de interesele pe care le vor căuta unii și alții în această formulă, eu cred că fotbalul românesc nu este menit să meargă spre așa ceva decât într-un sistem extrem de redus de echipe. La Liga a doua, mai degrabă, lucrul ăsta merita testat. Sunt de acord. Merita testat pentru că acolo nu știi de pe o zi pe alta ce se va întâmpla. Competiția oricum nu este televizată decât parțial. Frecvența spectatorilor în tribune este la fel, ceva absolut incert, deci nu este o miză Liga a doua. Poți să faci teste pe ea, mai ales că sistemul competițional acolo s-a schimbat de nenumărate ori în ultimii 25 de ani, ceea ce Liga întâi n-a făcut practic niciodată. Liga întâi, în afară de o reducere la un moment dat de echipe de la 18 la 16, s-au întors după aia la 18, n-a fost nimic niciodată, nicio schimbare. 20 de echipe n-am avut niciodată, 14 echipe n-am avut niciodată. Noi am mișcat aici, 18 au fost aproape de fiecare dată, deci nu ține chestiunea asta. La Liga I n-au fost modificări, Liga II a fost de serviciu, să spunem, la astfel de teste, cobaiul de serviciu. Este aplicabil acolo pentru că și din punct de vedere sportiv și din punct de vedere financiar lucrurile sunt într-o inerție care va continua. Deci singurul lucru care contează în Liga a doua este să supraviețuiești. N-are importanță cum. Să ai pe cineva care să te țină, să ai niște bani, să ai un lot cât de cât, dacă jucătorii sunt plătiți, deja nici nu mai contează valoarea lor. Așa s-a ajuns. Adică dacă ai o stabilitate financiară, evident pe bani foarte puțini, 1.000-2.000 de euro maximum un salariu, deci niște bani pentru care nu mai merită să joci fotbal, este evident. Banii ăștia, dacă ești ospătar în Occident, îi câștigi, fie din salariu, fie din bacșiș, chioșcar dacă ești viziare în străinătate, iei banii ăștia, aproape că nu mai are niciun interes să te faci fotbalist dacă nu ești un talent. Da, hai să zicem, lăsând lucrurile astea la o parte, nu este practic nicio miză Liga a doua. Și poți să faci din campionatul ăla absolut ce vrei. Foarte puține echipe vin din Liga a doua și reușesc să dea lovitura în prima ligă. Botoșaniu, hai să spunem, anul ăsta este o excepție, că a început bine, că puneau osul, că aveau ambiție. Da, până la urmă tot o echipă de mijlocul clasamentului a ajuns. Și celelalte sunt chiar mai rău. Deci nu discutăm că nu se poate întâmpla nimic. Bun, ne întoarcem după o pauză de publicitate și după un pic de muzică și intrăm în actualitatea consumată în acest weekend. Unsprezece metri.
să fie pace, ca să nu fie război. Ne-am întors în direct, dragi prieteni, cu actualitatea din acest weekend. Au fost și câteva meciuri în Liga 1. Astăzi avem programate 3 partide, dar din ce s-a jucat până acum, după cum probabil ați aflat. Da, credeam că avem pe cineva în direct, nu? În această etapă, meciul Astrei cu CFR Cluj încheiat 1-0. Petrolul, care a câștigat 3-2 la Năvodari. Dinamo 3-1 cu Chiajna în acest weekend de asemenea. Victoria celor de la U Cluj, n-am mai apucat să vorbim, vineri cu FC Vaslui 1-0. Astăzi Steaua întâlnește pe teren propriu pe FC Brașov, un meci a priori facil. Steaua are 6 puncte avans față de Astra și pe undeva obligativitate de a câștiga cu FC Brașov pentru a rămâne cu avansul de 9 puncte cu 5 etape înainte de final. Pare să fie sigur o formalitate. De notat că Oțelul Galați, învinsă de Săgeata Năvodari pe teren propriu, a intrat în ora retrogradării. Denotat victoria celor de la Timișoara 1-0 la Târgu Jiu, după întoarcerea lui Petre Grigoraș pe banca Pandurilor. Sigur, omul de-abia revenise, n-a apucat să facă mai nimic, revenise pe bancă și Timișoara până la urmă s-a impus la Târgu Jiu, o victorie netă, chiar dacă doar cu 1-0, pentru că așa cum a recunoscut și Grigoraș, oaspeții au fost mai buni la toate capitolele. Dinamo, spuneam, a câștigat 3-1 cu Concordia, al 300-lea meci al lui Tudor ca arbitru în prima divizie. 2 penaltiuri în prima repriză pentru Dinamo, 3 penaltiuri cu totul acordate de Tudor în această partidă. Până la urmă Dinamo s-a impus ușor, avea 3-0 deja la pauză în acest derby, care până la urmă n-a mai fost unul. Putem să spunem pe marginea acestor rezultate, până la urmă nu foarte interesante, din Liga 1, că contestația celor de la CSU Timișoara, Poli CSU Timișoara, legată de folosirea unui jucător de către Universitatea Cluj, Martac, în stare de suspendare în meciul cu echipa bănățeană, n-a fost luată în calcul de către instanțele fotbalului românesc, tocmai pentru că nu s-a făcut în termenii legali, așa că timișorenii rămân deocamdată fără speranța de a recupera și ei. Era vorba de 3 puncte în cazul lor, pentru că U Cluj câștigase pe teren. Aceste puncte nu vor fi recuperate de Poli Timișoara. U Cluj are însă un proces pe rol cu Concordia Chiajna din aceleași motive. Meciul s-a terminat la egalitate. El a fost considerat meci pierdut pentru clujeni și câștigat de cei din Chiajna. Asta ar fi până la urmă șansa echipei antrenate de Marius Șumudică să obțină 2 puncte în plus. Fără ele, situația Chiajnei a devenit mai complicată, la doar 3 puncte de zona retrogradării. Chiajna urmează să joace vineri la Cluj cu CFR-ul. Va fi un meci destul de complicat, totuși CFR-ul din când în când mai bate și ea pe cineva. În schimb, Universitatea Cluj, cu această victorie 1-0 previzibilă, cu un Vaslui decimat și sportiv și moral, previzibil această victorie a clujenilor, și-a mai adăugat o gură de oxigen la parcursul deja din ce în ce mai bun. Altădată ultima în clasament, Universitatea Cluj a ajuns pe poziția 10-a. În momentul ăsta are de unde să dea 2 puncte comisiilor de disciplină. De la 36 ajunge la 34 de puncte. Tot ar fi cu 3 puncte peste Oțelul Galați. Galațiu, care se deplasează la Botoșani pe 4 mai, duminică. Un meci de unde s-ar putea întoarce măcar cu un punct, are mare nevoie. În orice caz, până la sfârșit, e clar că până în ultima etapă retrogradarea va fi o problemă care va interesa pe mulți.
De la locul 9 în jos, inclusiv gaz metan Mediaș, care n-are decât 5 puncte în plus față de Oțelul, toate echipele pot să retrogradeze. Pe lângă meciul Stelei cu Brașovul, mai avem astăzi Petrolul cu Botoșan și Corona cu Viitorul. Ăsta cel puțin între două echipe aflate în zona retrogradării. Ar putea ca la un moment dat să fie un meci care să conteze dublu, dacă nu pentru Corona, măcar pentru Viitorul Constanța, care trebuie să câștige pentru a păstra o șansă de supraviețuire. Ar fi 30 de puncte pentru Corona, la două puncte doar de Săgeata Năvodari, care este în afara retrogradării, și așadar victorie obligatorie pentru echipa lui Gică Hagi în această seară. Cam asta despre campionatul nostru, unde foarte multe nu s-au schimbat, având în vedere că Steaua joacă abia astăzi, iar Petrolul de asemenea n-a jucat. Astra este singura care a evoluat câștigând meciul cu CFR Cluj. La un meci pe teren propriu nu era o surpriză, 1-0, un gol marcat repede în prima repriză. Mai avem astăzi un meci în campionatul englez, de la 22, între Arsenal și Newcastle. În Anglia, după cum știți, a fost un weekend teribil, un weekend nebun. FC Liverpool învins acasă de Chelsea cu 2-0. Pare să fie într-o dilemă extraordinară. Numai suporterul al lui Liverpool să nu fi fost în weekendul ăsta, pentru că, în momentul de față, Manchester City este cea care deține prima șansă la câștigarea campionatului. Da, ca să o luăm cu începutul, spuneam, meciul din această seară dintre Arsenal și Newcastle are importanța lui din mai multe puncte de vedere. Arsenalul, dacă va câștiga cu doar două meciuri înainte de final, ar avea 4 puncte avans față de Everton, aproape că și-ar rezolva acest loc 4. Arsenalul, se știe, de 15 ani n-a lipsit din Liga Campionilor, deci ar fi un pas enorm spre clasarea încă o dată pe loc de Liga Campionilor. Pe de altă parte, pentru Everton este începutul sfârșitului. Și de ce este important acest meci? Newcastle nu contează, este o echipă de jumătatea clasamentului care are un bilanț catastrofal. Doar Norwich și Newcastle au pierdut ultimele 5 partide în Premier League în momentul de față. N-are cum să o încurce pe Arsenal în această seară, mai ales că la Newcastle se pregătește, am înțeles, o primenire generală a lotului după un sezon catastrofal din toate punctele de vedere. Spuneam că meciul este important și pentru Everton, care, dacă va vedea că Arsenal ia 4 puncte avans cu două etape înainte de final, deci are posibilitatea să piardă un meci și tot nu și-ar pierde poziția. Sunt suficient să câștige un meci pe teren propriu pentru a se califica în play-off-ul Champions League. Everton ar putea să nu fie tentată să pună osul prea tare în meciul cu Manchester City, etapa viitoare, pe 3 mai, asta înseamnă sâmbătă, Everton-Manchester City, meciul de care depinde soarta titlului în Premier League. Celelalte două meciuri ale lui Manchester City sunt facile. Are o restanță cu Aston Villa, am înțeles, meci pe teren propriu, și de asemenea încă un joc acasă în ultima etapă cu un adversar la îndemână. Deci Manchester City este ca și campioana Angliei dacă va câștiga pe terenul lui Everton. Dar City a avut un meci pe hârtie destul de complicat la Crystal Palace în acest weekend, pe care l-a câștigat cu 2-0 fără emoții, marcând încă din minutul 4. Crystal Palace venea după 5 victorii la rând. Liverpool, fiind învins acasă de Chelsea cu 2-0, după un meci în care Jose Mourinho și-a demonstrat încă o dată calitățile de antrenor defensiv, de antrenor pragmatic, de om care distruge proiecte. Dacă nu reușește să câștige el, măcar să nu-i lase nici pe alții să o facă. Culmea ironiei, chiar Steven Gerrard, emblema celor de la Liverpool în ultimul secol, a fost la originea primului gol marcat de Dembaba și practica înfrângerii lui Liverpool, întrucât golul al doilea este anecdotic, marcat în minutul 95, un gol de curtea școlii, când
Chelsea a avut doi oameni, Fernando Torres și William, care au plecat din terenul lor singur cu mingea, s-au dus până în poartă. Deci nu mai conta cel de-al doilea gol, deși la golaveraj, pentru că în Anglia contează golaverajul, poate că este important și acest lucru. Încă un gol încasat de Liverpool, care are 8 goluri mai puțin la golaveraj decât Manchester City. Deci diferența de golaveraj este de plus 58 la Manchester City și de plus 50 fix la Liverpool. Manchester City, campioana Angliei, dacă va câștiga la Everton, rivala de o viață a lui Liverpool, deci este o situație anormală pe undeva, la fel cum s-ar putea întâlni în campionatul Spaniei, dacă titlul s-ar putea decide în ultima etapă, când Barcelona joacă acasă cu Atletico Madrid. Dacă cumva Real Madrid va fi mai bine plasat, atunci toată lumea vorbește că Barça va încerca să-i ofere titlul lui Atletico, necombătând până la urmă, ca nu cumva Realul să ia titlul. Așa cred că s-ar putea întâmpla și în Anglia. O să vedem cât de corect sunt cei de la Everton, pentru că Everton, jucând serios, ar putea să încurce pe Manchester City, care a făcut multe prostii în acest campionat. A făcut 2-2 acasă cu Sunderland, cu 3 etape în urmă, vă reamintesc, având 1-0 repede, pierzând 2 puncte colosale acolo. Sunderland era atunci ultima clasată, între timp, după acel egal, a reușit 2 victorii consecutive pe terenul lui Chelsea și 4-0 acasă cu Cardiff în acest weekend, ieșind din zona retrogradării într-un mod miraculos. Deci Manchester City ar putea să-i zdruncine definitiv, dați seama, titlul lui FC Liverpool. Dacă nu ia Liverpool titlul în anul ăsta, sigur nu-l va mai lua niciodată. Deci este o situație unică. Liverpool nu era chemată să se lupte mai mult decât pentru locul 4. Nici cei mai teribili suporteri al lui Liverpool nu sperau la așa ceva. Un lot subțire, 2-3 jucători de Doamne ajută, în rest fără vedete. O echipă care sigur se baza pe stilul ofensiv curajos al lui Brendan Rodgers, întrevăzut și campionatul trecut, e adevărat, după ce a preluat echipa, Liverpool își revenise, juca un fotbal mult mai atrăgător, dar de aici și până la a câștiga titlul într-un an în care se întorcea Mourinho, într-un an în care, e adevărat, pleca Ferguson, da, cu ambițiile lui Manchester City, cu experiența lui Wenger la Arsenal, poate chiar cu Tottenham, care pleca și ea cu Vias Boas și așa mai departe, Liverpool n-avea decât poate a 4-a, 5-a șansă la campionat. Și iată că ajunsese să fie aproape matematic campioană, un rezultat de egalitate cu Manchester City, cu Chelsea, pardon, ar fi fost deja suficient în acest weekend, însă victoria lui Chelsea, până la urmă, sigur, nu clară, nu indiscutabilă, nu netă. Chelsea n-a făcut altceva decât să se apere, dar așa câștigă Mourinho când nu poate să o facă altfel. Echipele lui de obicei nu produc spectacol. Jose Mourinho, din ce în ce mai combătut ca idee, în opinia multora, n-ar fi deloc un mare antrenor, ci pur și simplu un tip norocos, un om care știe să-și mobilizeze, desigur, jucătorii, are niște practici cu totul și cu totul speciale, dar nu s-ar pricepe foarte mult la tactica fotbalului. Așa spun adversarii lui, am tot citit tot felul de comentarii. Brendan Rodgers, în orice caz, a fost lamentabil la sfârșitul meciului cu Chelsea. A venit și a prezentat situația cu fatalitate de asta de ținut secuiesc, a spune, fără decență, fără curtoazie, pur și simplu l-a acuzat pe Mourinho că practică un joc mizerabil defensiv și că nu e echipa care atacă, nu e echipa care produce fotbal, este cea recompensată și așa mai departe. Sigur că Mourinho i-a dat ușor peste bot, la palmaresul lui e și complicat să facă altfel, dar să nu uităm că și Mourinho, în momentul în care a dat de greu, a acuzat mereu arbitrii sau adversarii că au intrat cu autobuzul în poartă. Făcut-o și el în acest sezon de câteva ori, ceea ce denotă un singur lucru, din păcate, că în fotbal suntem tentați cu toții să comentăm rezultatul și atât. Fie că nu vedem meciul, fie că îl vedem, dar considerăm că maniera nu rămâne și că doar rezultatul este elocvent câteva săptămâni mai târziu,
ceea ce le dă apă la moară chiar și acestor antrenori limitați finalmente, care nu oferă mare lucru pe teren, joacă doar să obțină un rezultat pe care îl obțin de obicei cu șansă. Pentru că oricum te apărai, am văzut și ieri în Liverpool-Chelsea, Chelsea juca cu cel mai avansat jucător la 25 de metri de propria poartă la un moment dat pe final. A fost un noroc faptul că Liverpool n-a reușit să marcheze, pentru că Steven Gerrard a tras de vreo 30 de ori la poartă încercând să-și repare greșeala de la finalul primei reprize. Au fost multe faze în careu, lovituri libere, cornere, care puteau să aducă în orice moment un gol. A fost și eroarea aia lui Schwarzer, care a respins și Soare s-a trezit în 88 singur cu mingea în careu. E adevărat, careu era plin de jucători de la Chelsea, a tras, a scos-o portarul până la urmă de sub bară. Este mult, mult, mult mai ușor să te aperi și să ai mult noroc să nu încasezi un gol decât să joci. Deci, dacă Liverpool marca, n-ar fi putut să spună Mourinho absolut nimic. Adică, apărarea asta este întotdeauna, sau depinzi întotdeauna când te aperi așa și de adversar. Asta cu i-ai închis toate culoarele nu este posibilă la fotbal, întrucât sunt faze fixe care rezolvă orice. Acolo nu mai există niciun fel de închis de culoare. La fazele fixe, atât tu cât și adversarul poți să ai toată echipa în careu. Deci nu este o mare știință a respinge mingea. Este o doză de noroc și faptul că adversarul nu reușește nici el să o marcheze. În fotbal fiind cunoscut acest lucru, că e mai ușor să ratezi decât să marchezi de obicei. Să marchează puține goluri în comparație cu câte ocazii sunt. De aici toată această tevatură pe undeva, sigur că așa cum Laurent Blanc a pățit-o în Champions League, așa a pățit-o și Brendan Rodgers. Sigur că el n-are experiența lui Mourinho, sigur că el n-are palmaresul lui, sigur că Mourinho l-a adormit înainte de meci spunând că renunță la titlu, că va folosi echipa a doua, că nu-i interesat. Și până la urmă l-a învins, dacă e să citești doar scorul, clar, 2-0, deși Chelsea putea să joace 100 de ani și să nici nu tragă la poartă. Dar Liverpool a prins o zi proastă și a demonstrat că până la urmă, în fața unui adversar determinat, bine așezat, care știe cu un antrenor vulpe bătrână, nu mai are o echipă chiar atât de spectaculoasă. Unde a fost Luis Suarez, de exemplu, considerat cel mai bun jucător din Premier League de către omologii săi fotbaliști în acest sezon? A câștigat chiar în acest weekend titlu, Luis Suarez, jucătorul numărul 1 al campionatului. Unde a fost Suarez într-un meci decisiv? N-a reușit să facă nimic în fața lui Chelsea, deși toată lumea știa, inclusiv Brendan Rodgers, că Mourinho joacă așa. Mourinho joacă așa de fiecare dată când are un adversar. Dacă va juca în finala Champions League cu Bayern München, va aproba exact același stil. Chelsea va sta la cutie, jucătorii vor, până la sacrificiu, se vor arunca după mingi, după toate mingile. La cornere vor fi câte 2-3 cu ochii în 4 să se uite după atacanții lui Bayern. Un meci de genul ăsta. Așa cum am tot văzut la Mourinho, cele mai multe i-au ieșit, sigur, dar încă o dată spun, nu pe construcție, nu pe un joc avântat, nu pe o posesie extraordinară, nu pe o mingică reală, ci pe înghesuiala asta în apărare, determinare multă, într-adevăr jucătorii înverșunați să reziste, da? Disciplinați, cu talent. Ivanovic, de exemplu, este un jucător extraordinar, l-am văzut și acum. Și toată apărarea lui Chelsea, în lipsa lui John Terry, lui Petr Cech, au jucat, tată, dumnezeiește toți. Aspilicueta, toată apărarea lui Chelsea a fost remarcabilă. Și jucătorii cu toții, mobilie, în afară de prostănaci ăștia cu un pic de talent, gen William, gen Torres, gen ăștia care au și fost rezerve și care au stricat nu știu câte posibilități de contraatac după ce au intrat. Torez mai puțin că a intrat pe final. Bun, Dembaba și tot ăștia nefolositori. Acolo se putea schimba oricare cu oricare. În rest au jucat un fotbal exact cum trebuia. Deci pus ca la carte, disperându-și adversarii fază cu fază, fiind tot mai aproape adversarul să creadă că nu va reuși niciodată. În ce caz este un eveniment ce s-a întâmplat în acest weekend. Posibilitatea ca dintr-o dată Manchester City, exact opusul lui FC Liverpool, adică un club
care a investit în vedete. Liverpool nu are nicio vedetă în afară de Luis Suarez. Steven Gerrard era la club de pe vremea când s-a inventat fotbalul. S-a și văzut asta ieri. Are o vârstă, tată. Probabil că va și muri pe teren. De asta spun că ironia sorții, exact omul lor numărul 1 în istoria lui Liverpool, sigur că Steven Gerrard va ocupa primul loc, probabil definitiv. Exact omul lor numărul 1 le-a pierdut campionatul. Cu un rezultat de egalitate, ieri s-a jucat titlul. Dacă Everton va fi învinsă de City, ieri s-a jucat acest campionat. Un rezultat de egalitate aducea pe Liverpool la 81 de puncte și nu depindea de meciul lui Manchester City cu Everton. Liverpool ar fi fost categoric campioană dacă ieri făcea egal. Dacă nu ia titlul, acum nu-l va mai lua niciodată, pentru că la anul, să nu uităm, revine Manchester United, a fi o echipă în plus, Chelsea și cu City, eventual Arsenal vor fi tot acolo, poate și Tottenham, dacă găsește un antrenor de Doamne ajută. În caz, Liverpool n-are nicio siguranță că la genul de echipă pe care o prezintă acum se va putea bate la titlu sezonul viitor. Are aproape 100 de goluri, mai are timp să marcheze 4 goluri în două etape, are două meciuri la îndemână, cu Crystal Palace în deplasare și cu West Ham parcă acasă, sau în orice caz două meciuri la discreție pe care le poate câștiga. Va ajunge probabil la 100 de goluri, va ajunge la 86 de puncte, ceea ce nu este puțin deloc, și va fi învinsă la golaveraj de Manchester City. Vă reamintesc că Everton, care n-a jucat niciodată în Champions League, a reușit să se califice într-un an. A terminat pe poziția 4, dar nu s-a dus în Liga Campionilor, pentru că Liverpool a câștigat Champions League în acel an și regulamentul UEFA a fost ăsta. Anglia nu putea să meargă cu 5 echipe și atunci locul al 4-lea, exact Everton, a fost săltată, a ieșit din Liga Campionilor ca să-i facă loc lui FC Liverpool, care bineînțeles nu se calificase pe primele 4 poziții. Deci asta spun, că pe lângă această ură viscerală, ancestrală între cele două echipe, stadioanele lor sunt despărțite, am înțeles, de un singur parc, e o distanță foarte mică, se bate ea toată ziua între ei. Deci cum să poți tu să joci, chiar dacă, atenție, este poziția lui Everton în joc pentru Champions League? Mai puțin, e adevărat, dacă Arsenal câștigă astăzi scontat acasă cu Newcastle, că ar fi 4 puncte și practic Everton va fi cu fundul practic în două luntri. Deci ei vor juca pentru Champions League, dar în același timp dându-și seama că victoria lor i-ar ajuta pe cei de la Liverpool să devină campioni. Deci este o adevărată chestiune în jurul acestui meci sâmbăta viitoare, dacă Everton merită să pună osul ca să îi ajute pe Liverpool să câștige sau să va lăsa învinsă, spunând că și așa n-ar fi prins Liga Campionilor. Dar oare bun, să zicem că prinde Liga Campionilor. Arsenalul ia bătaie astăzi cu Newcastle sau face egal. Și atunci Everton are într-adevăr încă o miză. Îi bate pe Liverpool. Se duce, îi bate pe Manchester City. Se duce în Liga Campionilor. Dar iese Liverpool campioană pe locul întâi. Everton, să zicem, prinde locul 4. Merită acest efort? E vorba totuși de o sumă colosală. Everton ia cel puțin 30 de milioane de euro din participarea în Champions League. Renunță la banii ăștia doar ca să nu o vadă pe Liverpool campioană? Astea sunt într-adevăr niște întrebări la care deocamdată nu putem să răspundem, întrucât nu știm ce se va întâmpla. E de văzut meciul dintre Everton și Manchester City. Sigur, poate să existe și varianta în care Everton să joace pe bune și să fie bătută de City, care are sigur ambiția și mai mare și are un lot extraordinar. Am văzut și Kun Agüero și-a revenit, a fost titular în meciul cu Crystal Palace. Dzeko, Kun Agüero în față, Yaya Touré, Nasri la mijloc. Au fotbaliști care pot să marcheze toți câte un gol și să câștige meciul cu Everton chiar în condiții normale. Bun, ne întoarcem cu analiza celorlalte campionate după o pauză. Cu ce vă spălați pe cap? Cu oțet. Dar de ce? De mere. 11 metri, 100% natural. Ne-am întors la calendarul acestei zile. Avem un meci în Italia foarte important între Sassuolo și Juve. Juventus încă nu e campioană. 5 puncte avans față de Roma, mai are Roma încă 3 meciuri de jucat.
chiar în cazul în care Juventus câștigă, aduce la 93-85, 8 puncte avans cu 3 etape înainte de final, n-ar fi matematic campioană nici în această zi de luni, dar oricum s-ar apropia extraordinar, ar fi a 30-a victorie a lui Juventus, este o formalitate, desigur, în această seară, meciul de la Sassuolo, numai că echipa gazdă este în retrogradare, un singur punct iar fi suficient pentru a o depăși pe Bologna și cu 3 etape înainte de final să fie scăpată de retrogradare, adică să fie în afara zonei roșii. Bologna, care a fost învinsă de Fiorentina cu 3-0 în acest weekend, trece și ea prin clipe dificile, deci un meci care contează, un meci cu miză în Italia. Celelalte locuri, cel de-al doilea al Romei sau cel de-al treilea al Napoli fiind bătute în cuie, Fiorentina locul 4, destul de confortabil, 4 puncte avans față de Inter. Milan s-a îndepărtat și ajunsese foarte aproape, la un moment dat a fost învinsă de Roma cu 2-0 în ultima etapă, are șanse destul de mici să prindă un loc de Europa, pe locul 10 în momentul de față AC Milan. Un sezon nefast, vom avea cupe europene fără Milan și fără Manchester United în sezonul viitor, cel mai probabil, dacă nu se schimbă ceva, un cataclism în ultimele etape. N-am povestit de Manchester United, o facem acum. O victorie pentru Ryan Giggs la primul său meci pe banca lui United, 4-0 acasă cu amărâta Norwich City, echipă aflată la 5-a înfrângere consecutivă, a ajuns în zona retrogradării Norwich și n-are un calendar extraordinar, întrucât colac peste pupă să joacă la Chelsea etapa viitoare, echipă care încă mai speră la titlu. Deci nu putem să trecem asta cu vederea, deși Chelsea până la urmă se va mulțumi probabil cu locul 3 în campionat, loc pe care l-are bătut în cuie aproape, dar oricum va trebui să bată pe Norwich, care va rămâne în zona retrogradării și după meciul 37, șansele sale de retrogradare sunt imense, având în vedere că Sunderland are și un joc mai puțin. Bun, asta apropo de campionatul englez, deci Ryan Giggs la primul meci pe bancă, 4-0 acasă cu Norwich, totuși șansele de Europa ale lui United sunt puține. Iar zilele lui Ryan Giggs ca principal deja numărate, întrucât se vorbește că tot Louis van Gaal ar fi în pole position să preia echipa sezonul viitor, care ar dori să vină cu propriul staff. În stafful său s-ar putea să fie inclus și Ryan Giggs, totuși ca o favoare făcută unui jucător emblematic al clubului. O avem în direct la telefon pe Elisabeta Lipă. Bună ziua, doamnă! Bună ziua, domnul Bani! Elisabeta Lipă, să le spunem ascultătorilor, care și-a depus astăzi candidatura pentru șefia Comitetului Olimpic Sportiv Român. Mâine ar fi data limită, din câte înțeleg, a depunerii candidaturilor. Pe data de 29 mai au loc alegerile. Octavian Murariu și-a depus demisia. Asta am vorbit data trecută chiar cu dumneavoastră la telefon. Pe vremea respectivă nu erați încă o candidată certă, dar acum ați devenit, nu? Da, cum nu înțeleg ce vreți să spuneți, că n-am fost o candidată certă. Păi mi-ați spus data trecută că nu știți sigur dacă veți candida. V-am spus atunci că sunt încă sub efectul demisiei domnului Morariu, pentru că efectiv eu am rămas șocat în ședința Comitetului Executiv și în adunarea generală când domnul Morariu și-a anunțat demisia. Deci atunci nici nu se punea problema să candidez și vă spun acum că am stat și m-am gândit foarte, foarte, foarte mult dacă să-mi depun candidatura sau nu. Și vreau să vă spun că eu cred că orice sportiv de mare performanță ar fi onorat să facă parte din structura CSR, să candideze la președinția CSR, pentru că este reprezentativ, știe cu ce se confruntă olimpismul românesc, problemele sportului. Deci sunt atâtea
atâtea probleme în sportul românesc încât un sportiv de talie mare n-are cum să nu le știe dacă este implicat în mișcarea sportivă. Pentru că, știți cum faceți, sunt sportivi care, după ce s-au retras, nu au dorit să îmbrățișeze această meserie. Da, categoric, nimeni nu vă contestă, doamnă, este evident. Locul noastră este probabil acolo. Nici n-am spus la ce palmares aveți. Evident că aveți tot dreptul măcar să candidați. Acum, principalii adversari ar fi, din câte vedem noi, domnul Octavian Belu, pe care sigur îl cunoașteți foarte bine, și Alin Petrache, despre care se spunea că era mâna dreaptă lui Octavian Murariu în mandatul său, un individ... Da, parcă nici n-aș spune adversari. Este... Da, dacă vorbim de sport, da, noi avem tot timpul adversari. Eu sper că până mâine probabil că vor mai apărea și alte candidaturi, să plecăm la drum în această lună de campanie, cum s-ar spune, și să vedem ce putem să facem, ce îmbunătățiri putem aduce pentru reprezentarea României la Jocurile Olimpice de la Rio. Previziunile, știți, bănuiesc că ați fost și la adunarea generală, ați auzit ce s-a discutat acolo. Previziunile sunt sumbre, numărul medaliilor, aurul nu se întrevede, dar eu am speranța și convingerea că Rio de Janeiro pentru România nu va fi chiar atât de negru. Da, mai ales am că... depus și strategia pe următorii 2 ani, așa cum mi s-a cerut. Puteți să o cereți secretariatului Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Nu, așa cum văd eu strategia pentru următorii 2 ani, ce se poate face, și cu siguranță că se pot face multe lucruri ca noi să ne prezentăm cât mai bine la aceste Jocuri Olimpice. Da, vreau să vă întreb ce ați discutat cu domnul Belu, că știu că ați avut o întâlnire, chiar dacă formal așa, dar oricum, interesant, cam despre ce ați vorbit, domnul Belu ce părere are, el ce planuri are, că n-am reușit deocamdată să-l contactăm. Deci, eu cu domnul Belu nu am vorbit prea multe, am plecat de la ședința Comitetului Executiv al Federației, că am avut un concurs la sfârșitul săptămânii trecute și facem loturile pentru Mondialul Europeanul de Juniori, Tineret, avem Europeanul de Seniori la sfârșitul lunii mai. Adică problemele sunt multe și după 3 ore de ședință m-am urcat în mașină, m-am dus direct la CSR. Da. Acolo m-am întâlnit cu domnul Belu, am urcat împreună în lift, am depus candidaturile, am coborât televiziunile, nu știu de unde știau, erau acolo prezente, mi-am spus fiecare punctul de vedere, nu suntem dușmani, n-avem ce să împărțim, ci pur și simplu ca oameni de sport care ne-am dedicat întreagă viață sportului, dorim binele sportului și sportivilor noștri. Da, asta nu contestă nimeni categoric, doar că iată două personalități ale sportului, asta spuneam noastră și domnul Belu, într-o concurență, sigur, loială, categorică, nu vă dați în cap. Într-o concurență eu sper, pentru... Eu sper să fie o campanie frumoasă, o campanie în spiritul fair play-ului, așa cum este sportul caracterizat. Și bineînțeles că membrii Comitetului Olimpic și Sportiv Român care vor vota să aleagă cel mai bun dintre noi. Pe cine consideră ei că poate să facă ceva pentru acest jumătate de ciclu olimpic? Noi vorbim acum de 2 ani de zile. Da, așa este. Dar sigur, să nu uităm, să nu omitem și candidatura domnului Petrache, Alin Petrache, de la Federația de Rugby. Dar nu, Alin și-a depus candidatura săptămâna trecută și el deja este mai bătrân. Cu o săptămână, da. Spune, cu o săptămână. Dar cum, suntem prieteni. Până acum toți
candidații, nu avem ce de urât, ce dușmănie. Deci chiar îmi doresc această campanie să fie frumoasă, să fie benefică sportului românesc. O lună de campanie, așadar, pentru deocamdată cei trei candidați, dar așa cum spuneați, e posibil ca până mâine să mai apară niște variante. Cam asta ar fi, într-adevăr, o să vedem cum vor evolua lucrurile și sigur că presa va afla multe, așa cum a aflat și despre noastră și domnul Belu, că mergeți cu același lift. V-aș întreba, doamna Bitang era în același lift cu noastră sau aștepta afară? Nu, nu l-am întrebat pe domnul Belu unde era doamna Bitang, da. Dar eu vă spun că n-a urcat în același lift cu noi. Bun, asta deja e interesant. Deja e interesant, înseamnă că totuși latitudinea pe care domnul Belu are este importantă. Deci acum nici nu avea ce să caute doamna Bitang în același lift cu noi, pentru că nu și-a depus, nu și-a exprimat dorința de a candida la președinția Comitetului Olimpic. Vreau să cred că asta a fost o glumă. Nu știu, că lumea spune, știți cum e, că prin candidatura domnului Belu, de fapt, candidează doamna Bitang. Da, mă rog, asta e altă discuție. Doamna Bitang antrenează lotul de gimnastică de la Izvorani, că mai au câteva zile și să duc la campionatele europene. Știți cum e. E complicat, sportul, da. Sportul nu poți... Sportul nu poți să-i pui lacăt și zici, să-mi depun candidatura. Și nici nu cred că îl influențează atât de mult doamna Bitang pe domnul Belu, încât să vină cu dumnealui să-și depună candidatura. Deci... Știm cu toții, îl cunoaștem pe domnul Belu, știm cine este, deci a vrut să mai candideze și acum 10 ani și nu știm din ce motive nu și-a dus această dorință până la capăt, dar numai dumnealui știe. Probabil avea nevoie de un pic mai multă experiență și maturitate, că știți cum spun femeile despre bărbați, că nu se maturizează niciodată. Și probabil că asta era. Știm de la doamna Bitang despre domnul Belu. Belu a dat dovadă de multă maturitate, așa că nu este cazul să... Bun, veți continua cu președinția Federației Române de Canotaj la Dinamo în același timp. Acum aveți o triplă funcție. Da, nu, deci probabil că... nu probabil, mai mult ca sigur. O lună de zile trebuie să văd... cum decurg lucrurile, să particip, să fiu implicat în această campanie. Sper încă o dată să fie frumoasă. Vedem pe 29 când membrii Comitetului Olimpic și Sportiv Român vor alege pe cel care cred ei că este cel mai bun pentru președinția CSR-ului și după care o să mă gândesc ce pot să fac. Să mă împart chiar în atâtea zone, mi-este foarte greu și mie, chiar dacă sportul m-a călit, m-a educat, m-a format, dar până la urmă e mult și pentru mine. Da. Dar asta voi vedea, nu... Sigur, mai avem până atunci, da. Sigur că da, nu se pune problema acum, ce voi face eu după. Voi vedea după. Bine, doamnă, vă mulțumim frumos pentru intervenție și o săptămână reușită de început de campanie. Sper să fiți alături de noi. Și să-l talonați pe domnul Belu, să ne mai spuneți din când în când ce mai mustăcește pe acolo. Nu pot, pentru că suntem adversari. Așa e. Eu nu pot să mă implic în campania domnului Belu și să vă informez. Probabil că vă va informa domnul Belu personal. Da, sperăm să-l prindem într-o zi. Mulțumim în orice caz că ați fost alături de noi prin telefon. Eu vă mulțumesc. Toate bune și ținem legătura. Sănătate, numai bine. Mulțumim. Sigur că da, mulțumesc și eu. Numai bine. Bună este Dumnezeu! 11 metri pentru cei cu cernici. Pe final de emisiune să mai consemnăm câteva informații. După decesul lui Tito Villanova, a murit și Vujadin Boșcov în acest weekend. A fost mare antrenor, între cei mai mari antrenori ai lumii în anii 80-90. A antrenat Naționala Serbiei, a fost la Real Madrid, la Sampdoria, Napoli, Roma. Unul dintre antrenorii emblematici, dacă nu carismatici, ai Serie A.
în anii în care acest campionat era cel mai puternic din lume. Vuia din Bușcov a jucat cu Sampdoria și la București în anii în care echipa din Genova era cea mai bună din Europa sau una dintre cele mai bune, și câștigat de altfel Cupa Cupelor, dacă nu mă înșel atunci. A jucat o finală de Liga Campionilor Sampdoria, pierdută cu Barcelona, o echipă care s-a calificat atunci în România, ține minte, cu tandemul Mancini-Viali în fața lui Dinamo. Prosport.ro scrie astăzi despre securitatea care a înregistrat convorbirile de la ședința tehnică ținută de Vuia din Bușcov înaintea meciului cu Dinamo în 1989. Atât Bușcov cât și Vianova au fost în România și până la urmă de ei se leagă o parte din fotbalul de succes al ultimilor ani. Chiar văzusem recent că Vianova a câștigat singur sau alături de Pep Guardiola 14 trofee la Barcelona. Vuia din Bușcov, care a fost un tip sigur de generație veche, un tip cu ideile fotbalului anilor bine trecuți astăzi, a decedat la 82 de ani după ce și-a început cariera la Voivodina Novi Sad ca jucător. A jucat apoi chiar la Sampdoria, unde avea să fie, spuneam, antrenor de mare succes, câștigând Cupa Cupelor în 1990 și Supercupa Italiei în 1991. În altă ordine de idei, ieri în campionatul Spaniei, că n-am apucat să vorbim despre el, Atletico Madrid a câștigat la Valencia cu 1-0, formalitate, spun cei care au văzut meciul. Valencia nefiind foarte interesată, pentru că șansele sale de a prinde un loc european prin intermediul campionatului sunt nule. Valencia, vă reamintesc, joacă duminica viitoare la Madrid cu Realul, practic n-are nicio șansă, și se află abia pe locul 8, la 7 puncte în spatele lui Villarreal, care ar prinde încă un loc de cupă europeană. Șansa Valencia este finala Europa League, semifinala Europa League cu VC Sevilla, dar spuneam în perspectiva în care ar putea să remonteze înfrângerea de 2 goluri de la Sevilla, puțin probabil, dar în general acolo se concentrează toate eforturile sale. Sevilla, care a fost învinsă și ea aseară 3-1 la Bilbao de Athletic, s-a îndepărtat de obiectivul Champions League, 6 puncte avans pentru Bilbao cu 3 etape înainte de final, și Sevilla și Valencia nu mai au ca obiectiv decât o prezență în Europa League pentru sezonul viitor. Nu vor reuși să atingă ideea cu Champions League. Barcelona a câștigat aseară 3-2 la Villarreal după ce a fost condusă cu 2-0. Messi a marcat golul victoriei, minutul 83. Este al 27-lea gol reușit în campionat de Messi în acest an. Cu toate astea, Barça are șanse foarte puține la titlu. Este la 4 puncte în spatele lui Atletico Madrid. Chiar dacă are meciul direct pe teren propriu, este nevoie ca Atletico să se mai împiedice odată în cele 3 etape pentru a putea Barcelona să joace cu adevărat cu titlul pe masă în ultima etapă. Realul a câștigat și ea 4-0 cu Osasuna. Cristiano Ronaldo a marcat 2 goluri după care a ieșit. Mâine avem marele meci, Bayern München-Real Madrid, semifinală retur din Liga Campionilor la München. Bayern a câștigat în campionat cu 5-2 acest weekend cu Werder Bremen, după ce a fost condusă cu 2-1 la pauză, turându-și motoarele în perspectiva acestui mega șoc. Este mai interesant și decât o finală, cu siguranță. Meciul sezonului în Liga Campionilor, Realul va juca cu toată echipa, nimeni nu lipsește, atât Cristiano Ronaldo cât și Gareth Bale sau Karim Benzema sunt apți pentru acest meci. Poi mâine este cea de-a doua semifinală din Ligă, între Chelsea și Atletico Madrid, unde Chelsea este favorită pe teren propriu după 0-0 în tur. Avem Europa League în această săptămână cu joi marele meci Juventus-Benfica, după ce portughezii au câștigat la limită pe teren propriu 2-1, și de asemenea revanșa dintre Valencia și Sevilla, un meci între două echipe din Spania care poate să ducă, cine știe, în cel mai bun caz, jocul în prelungiri și poate
chiar mai departe la loviturile de la 11 metri, Valencia reușind să remonteze 3 goluri în sferturi contra lui FC Basel. Deci o săptămână plină din acest punct de vedere, plus ce ne așteaptă în campionatele europene pe final de săptămână. S-a făcut ora 17, vorbim și mâine despre actualitatea sportivă. Rămâneți cu bine! Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.